să prezentăm un pic și cine ce joacă. Îl avem pe GM pentru Alliance, care va juca Rubik, Ache, Trend Protector, Loda va fi Phantom Assassin, S4 va juca Magnus și Admiral Bulldog va fi Nyx Assassin. Și pentru cei de la Fnatic, o să-l avem pe Fly jucând pe Keeper of the Light, ca și ieri. Noutel va juca Earthshaker, ca și ieri. Trixie va fi offlane pe Darkseer. Era în premieră, eu știu, pe 681. N-am mai văzut până acum un Huskar și n-am mai văzut de foarte mult timp un Huskar. Va juca Carry, iar Honey va fi probabil mid pe Morphling. Încă așteptăm să vedem cum vor așeza liniile cei de la Fnatic. Dar dacă e să ne luăm după numele jucătorilor, cel mai probabil o să avem un Morphling mid și un Huskar pe 3 lane. Sau poate chiar duale. Văd că Huskarul și-a luat deja Ring of Protection, sunt curios dacă o să meargă pe tranquil. În general pe Huskar, din ce am observat eu așa în jocurile mele, foarte util să faci mecha spell. Adică e problema asta că sari, da? Și îți pierzi foarte multă viață. Omori pe cineva, dar imediat mori și tu după. Adică contează foarte mult, mai ales dacă îl joci carry, să ai o soluție pentru sacrificarea vieții astea, încât te bagi în față și pierzi foarte mult HP. E posibil să conteze și teamwork cu evident, că dacă e cineva prezent acolo să-l vindece sau să-l salveze. Da, nu avem, de exemplu, un Dazzle în joc, ca să știm sigur că poate să se arunce în față acolo. Pe când în partea cealaltă gândește de Phantom Assassin, Huskarul poate să sară în ea, rămâne fără viață și dacă a dat o criticale una după alta, nu știu cât de bine o să fie. Și are alături și un Trent, poate să dea un Lich Seed, poate să dea o armură pe Phantom Assassin. În momentul ăsta pare că e ceva mai bine structurată echipa celor de la Lions, dar din moment ce nu vedem foarte des Huskar, poate să pot apărea surprize foarte mari. Și fii atent sus acolo, da, dacă făcea jiggling un pic mai bine, cred că ar fi fost un first blood acolo, pentru că Notele foarte sneaky, vrea ca să-l blocheze acolo pe Bulldog și oare o să încerce? Da, uite că a încercat, dar n-a reușit. Aproape. Dacă ar fi dat puțin mai devreme să-l prindă în zona asta, nu mai avea cum să scape Bulldog și ar fi fost first blood cu siguranță. Uite câtă viață i-a luat totuși, pur și simplu, la un moment dat o să-și folosească butelca aia, să-și bage și mai mult. Între timp, jos văd că Fly împreună cu Trixie nu au probleme chiar foarte mari împotriva acelui 3 lane, pentru că totuși pot să fie ușor agresiv și să împingă linia, doar că văd că Trixie totuși insistă mult prea mult acolo. Când se mai apucă Ache să atace, uite că a mai încercat încă office-uri acolo Nyx-ul, Earthshaker, pe Nyx. Dar din nou l-a prins pe partea greșită a fisurii. Opa, și Notel tocmai și-a dat acolo claritate și a venit valul de creep și l-a scos. Bă că Fly vrea să rotească acolo, nu cred că o să mai stea jos. Cred că doar a amenințat că o să stea acolo și după care bă că se duce înspre sus. Că ar putea avea un combo bun acolo cu Shaker-ul. Mă gândeam că o să stea până face Trixie level 2 să aibă un punct în search, dar de cum stai aici Bulldog între copaci, l-a găsit Noutail, dar nu prea are ce să-i facă, dar vine și Fly, s-ar putea să fie și probleme. Și vine deja valul, ia să vedem dacă o să-și folosească carapacea. Uite că n-am văzut acolo că era sus și acum o să vină fisural. Prinde și l-a partea prins cealaltă, foarte bine. Dar în parte pe Fly acolo. A prins foarte bine, fiindcă îl forțează să fugă iar înspre sus, și folosește acolo salva, primește un heal și de la copac. Rezistă destul de mult acolo Bulldog. Au pierdut ceva timp și încercări să-l omoare, că totuși Shaker-ul și-a consumat ceva fisuri. A trebuit să vină și Fly să încerce aici, timp în care jos Phantom Assassin farmează fără nicio problemă. 13-9. Are 9 deny-uri. Foarte multe pentru Loda. Și a fost atent să Ani s-ar putea să o pățească mid, pentru că nu mai are foarte multă viață și nici foarte multă mana. Ar putea să morfeze un pic, dar oricum i-a venit sticla într-un moment oportun. Da, exact. Acel timing. L-a văzut acolo sus pe Ia pe să Bulldog vedem, și Noutail. De data asta dă fisura bine și Bulldog cred că va fi first blood dacă mai face Noutail un jiggling aici bun. Fly să încerce aici un Illuminate. Să vedem, Noutail nu mai are mana. Foarte bine dat acel Impale în spate. Vine și EGM să încerce să-l ajute. În același oricum, timp și Honey din da. Sprenit. Ridicat Honey acolo, să vedem. Dar cred că o să-l mai ia așa la pumne un pic pe uite că a scăpat Bulldog. Ce înseamnă și armura aia de copăcel. Contează foarte mult că a apucat să-și facă acolo Boots of Speed. Se mișcă mult mai repede decât cei de la Fnatic. Era cât are? Are 350. Și Nyx tot 350, dar atunci când lovești trebuie să te oprești. Și
dai maxim două lovituri dacă ești în range, după care nu mai prins. Și foarte agresiv acolo cu Notail și permite probabil o să urmeze armurica de copac în curând. Da. 0 la 0 minutul 4. Admiral Bulldog a trăit meciul ăsta la intensitate maximă. În timp ce în partea opusă, Trixie s-a dus deja în junglă, nu vrea să aibă de-a face cu trailane-ul acela de la Alliance, care e destul de puternic, și Loda are free farm. 26 de creep și 10 din aiuri. O duce foarte bine Loda. Păi, nu l-a deranjat mai nimeni acolo. La început i-a împins și linia nițel. După aia a putut să facă ce dorește el cu ea. E minutul 4 și nu sunt diferențe mari de experiență sau de bani. Dar contează mult și cine exact e ăla care o să facă mai repede level. Pentru că Admiral Bulldog ca offlaner a făcut așa ceva eroi să se bage pe el. O, și Mida acolo, văd că S4 a ratat skewer-ul. Da. Și a avut și setup cu... A avut setup de la stand-ul lui IGM, dar s-a mișcat bine Hani puțin într-o parte. E foarte dificil să te ferești de skewer, dar e bine să o faci. Ar fi avut oricum waveform, cred că ar fi scăpat Magnus, încă nu are level 6. Poate că se apropie, mai are cam un creep, 2 creep și o să facă level 6. S-ar putea să vină un kill pe Morph în curând dacă vine cineva la un gank. Dar între timp pe S4 a luat ceva damage acolo de la Hani. Păi își permite că are și butelcă, are și salvă, să poată să-și o dea. Era, văd că și-a luat un helm. Și fiate că l-a prins acolo sus pe Bulldog, dar oare o să reușească să se ducă după el totuși și dă ceva damage. Vine armurica de copac și... 6 stack-uri. Nu, are mai prinde una. Sunt 3 level în Burning Spear, trebuie să-i mai dea una, cred, sau s-ar putea să fie îndeajuns la limită, scapă cu 12 HP, o să se sinucidă la neutral. Admiral Bulldog o să scape aici și încă nu am avut First Blood. Și ce nu ai văzut, a avut timp să-și cumpere și un TP, adică s-a sinucis exact cum trebuie, a avut bani și reflex să-l cumpere și uite-l, acum e din nou sus acolo, excepțional aici ce a făcut Bulldog. Pune probleme mari lui era. Da. Foarte bine, Șca, foarte bine. Încă n-am avut First Blood-ul. Și ce de la Lions pare că scapă de moarte cu fiecare ocazie și cred că acum era momentul să domine cei de la Fnatic harta, fiindcă nu știu cât de bine o duce Huskar mai târziu în joc împotriva unui Phantom Assassin care a avut free farm. Cred că o să facă un rush pentru Dominator. Așa pare, dar acum că nu mai e Burning Spears, nu mai sunt Unique Attack Modifier, poate să facă chestia asta. O să-i meargă în general și merge și armlet-ul pe el, dar senzația mea e că nu l-au luat așa să joace convențional cum era înainte de patch. Că reziști și dai foarte mult damage cu foc dacă poți să furi și viață. Opa, cred că o să se întâlnească Hani acolo cu Egg în mână, nu? Pur și simplu a venit să-i farmeze stack-urile. Și Dumnezeule, ce înseamnă să ai Ion Shell. A luat ceva banda, fii atent că S4 are regen, sare acolo după Hani, dar nu vrea să-i prindă pe amândoi într-un RP foarte, nu foarte bine încercat. Nu cred că l-ar fi omorât acolo. Iar Prince Bulldog, de data asta, a avut aici spațiu. A avut o portiță pe unde să se ducă. Uite, cineva zice că e super fain setul de Magnus. Nici n-am observat că are armurică. Vroiam pe dinocer. Să zic, dar după aia te luai de mine. Dar cum să te mai luai iau de mine? Mereu te iei de mine. Cum să mă iau de tine? Vorbesc despre cosmetice. E setul nou din chestul. Ești atât de liric când vorbești despre ele. Notel, cred că o să mai încerce ceva sus acolo și s-ar putea să se întâlnească acolo cu Admiral Bulldog pur și simplu. Nu înțeleg, credeam că e un bug și e în invizibilitate, celălalt. Pur și simplu s-au văzut, nu au dat prea multe magii. Vine Hani, vine și Hani în direcția Admiral Bulldog, are Spike chiar pes, nu apucă să-l dea, are acum și Impale, nimerește pe 2, Admiral Bulldog se mișcă extraordinar cu Nyx Assassin-ul, scapă iară de moarte. Și S4 are aici polaritate, îi mai dă niște bucăți, îl forțează acolo să morfeze și pur și simplu se dă înapoi. Nu vine să cred că de mult poate să supraviețească Nyx Assassin. Dacă are și niște armură de la Trant, deja e foarte, foarte greu să-l omori. A fost prins de atâtea ori în poziții incomode și tot a reușit să scape. Ține să crezi de ce e minutul 8 și încă nu s-a făcut First Blood-ul. A murit într-adevăr Nyx-ul, dar s-a sinucis. A fost un pic de pasivitate și
În afară de acțiunile astea pe Bulldog, nu prea am văzut altele. Chestia e că în timp ce a fost pasivitate, Loda are 60 de creep în minutul 8, are level 7, își ia Midas. O să fie foarte periculos Phantom Assassin-ul ăsta. În vreo 15-20 de minute o să, cred că o să distrugă totul pe hartă și nu știu dacă cei de la Fnatic au eroi necesar să reacționeze la Phantom Assassin. Văd că Puscarul nu o să facă Dominator First, deja și-a cumpărat rețeta de Armlet, da, și Blades of Attack. O să fie ca într-un pub. Exact ca într-un pub. De obicei ai nevoie de BKB, dar când îl ai pe S4 cu Magnus în echipa adversă și Treant Protector, nici nu cred că mai contează acel BKB. Trebuie ca să ai probabil mult mai mult HP și să poți să te regenerezi atunci când ai oportunitatea să lovești. Și oricum, BKB nu se lovește foarte mult în fața criturilor lui PA. Chiar sunt curios. Poate o să facă un Ghost Scepter, să facă niște Orb Walking, să atace din Ghost Scepter cu Burning Spears, că puteai să faci chestia asta și ți-aduce un oarece avantaj. Să vedem, trebuie să aibă o strategie cei de la Fnatic, altfel nu cred că ar fi ales Huskar, precum ziceam, într-un moment atât de important pentru ei. Nu cred că vor să rateze. Oh, l-au saltat acolo pe Bulldog, reușește să-și dea totuși carapacea. Hani nu mai continuă acolo cu un atac să-și ia stun-ul. Și imediat vine armurica de copăcel. Bulldog a trăit meciul ăsta la intensitate maximă, cred că a avut 10 atacuri. Olo! Cred că îl vrea pe Trixie acolo, Loda. I-a dat un dagger. A sărit și critica ăla. Dar n-a continuat să se bage după el, că era mult prea avansat în turn. Presimt că o să ratez First Blood-ul, nu știu de ce, dar presimt că o să-l ratez. Încearcă aici, s-ar putea să-l prindă acolo pe Hani. Fii atent că e în invizibilitate acolo în hotel, s-ar putea să-l facă un pic de counter și... S4! Reușește nu să vine scape să acolo! Nu vine să scapă S4! A fugit odată cu Illuminator, cu acest skewer și n-a luat damage. Cât de pe fază a fost acolo Ache? A dat imediat Living Armor-ul. Da, minutul 11 și încă nu am avut fără. Și uite că totuși l-a luat acolo pe Admiral Bulldog. Sare, da, ce înseamnă să ai skill-ul ăsta pe erou. De fiecare dată când ești targetat, poți să scapi liniștit. Și ia să-l vedem acolo sus pe GM. Așteaptă și el să facă level 6. Sunt destul de mulți creep. Oare e frică acolo de era, pentru că dacă îl vede, s-ar putea să-l ia la întrebări. Da, era acum are și ultimata, are și armlet. Poate să sară după Rubik fără nicio grijă. Și a făcut și Arcane, Nix Assassin-ul. O duc bine cei de la Lions, cu toate că au trăit foarte la limită o grămadă de faze. Au câștigat destule linii. Marea problemă e când S4 o să pună dagger, pentru că are 1800 gold. Și atunci o să vrea ca să fie agresivi și să se bată mai des. Și au și în arsenalul lor tot ce le trebuie încât să obțină un frag. Mai ales că acum Bulldog e și el 6. Și oare o să încerce ceva mid acolo? S4 nu mai are foarte multă viață. Notel s-ar putea să-i prindă fisura. Și Hani cred că o să-l salte totuși acolo. Uite că a intrat acolo pe el, dar nu continuă. Și îmi place cum așteptau să vină Living Armor-ul. Dar avea cooldown acolo Ache. Dăduse pe altceva. Da, între timp era tot împinge sus, încearcă aici să preseze turnul, dar mai vine armură de Treant și push-ul devine foarte dificil. Loda între timp nederanjat jos, 87 de creep, zici că e într-o sesiune de antrenamente de last hitting. Da, pe de altă parte, Fnatic nu au doar așa un hard carry, adică l-au și pe Hani cu Morphling, au și Huskarul ăla care poate da extrem de mult damage dacă reușește să supraviețuiască într-o bătălie. Și fii atent că Morph se întâlnește acolo cu EGM, îl ridică acolo cu telekinesis, oare o să fie suficient pentru că se apropie acolo, vine și era și... Da, excepțional, First Blood-ul făcut acolo. Minutul 13, First Blood. Mă mir că l-a luat Dark Seer-ul, dar ok. A venit și era cu ultimata și... L-au prins în sfârșit într-o poziție proastă pe IGM. E o combinație bună Huskar cu Darkseer, că ai văzut, da, acel search. Opa, S4 dă acolo polaritate și o să dea acolo și un shockwave. Și nu înțeleg de ce nu dă mai arata repede aia. Arata skewer-ul S4 și Hani se întoarce, dă acolo un wafer și l-omoară pe Loda, care a venit la fight-ul ăsta din motive pe care nu le înțeleg. Fiindcă avea doar Midas-ul pe el, sare în față S4, mai dă un shockwave, dar nu e de ajuns de mult damage.
Nu prea am înțeles ce de la Fnatic câștig acolo. Fight-ul fără drept de apel. De ce nu i-a tras înapoi? Erau mai toți de la Alliance, erau în spate, ar fi avut timp acolo să le dea skewer-ul, dar cu toate astea a insistat să mai dea câteva hituri și fii atent că era primește un surge, sare acolo pe gâmă, Dumnezeule, și ia și stun și nu apucă să iasă din el. Avea și Ion Shell pe el, era... E destul de distrugătoare combinația asta dintre Darkseer și Huskar. Deja Fnatic au trecut pe plus aici, un pic de 1500 gold avantaj, un pic de 1000 experiență și cred că totuși o să ia și turnul ăsta, pentru că Magnus nu mai are ultimată, nu cred că poate să îl protejeze, indiferent cât vindecă copacul. Da, era ea last hit-ul și văd că și-a luat el Helm of Iron, s-ar putea să vină acum Dominatorul până la urmă. Chiar nu cred că ideea era să termine itemul acela. Între timp a venit și Mecanismul pe Trixie. Dacă aici că vrei Mecanism pe Huskar, a venit pe Darkseer. Dar oricum, arată bine Fnatic și nu vine să cred că zic că arată bine Huskar în jocul ăsta. Cel puțin pentru moment o duce bine. L-a prins acolo S4, a sărit după Noutel care apucă să arunce o fisură și până la urmă pică Hani, a sărit puțin cam prea în față, e blocat aici de două fisuri, fiindcă a reușit Rubik să fure una. E foarte enervant când Rubikus fură fisura, pentru că e magia cu care poți să faci atât de multe lucruri, mai ales când se bagă ei în tine știind că, uite, ai dat stun și îți vine din spate de acolo și pur și simplu îți distruge toate combinațiile să-ți continui damage-ul. 4-1 pentru Fnatic în acest moment și turnul de jos nu mai are foarte multă viață, dar e prezent acolo Noutel. Și vine un TP, nu-l lasă pe Loda. Are 6, a făcut 6 Noutel, poate să prindă aici ultimata și foarte mult damage. Loda pica, a sărit S4 bine cu RP-ul, dar nu știu dacă va fi destul damage, fiindcă era rezistă acolo eroic. Până la urmă pică, dar a picat și Loda, a fost un 2-1, turnul acum e în deny range. Cei de la Fnatic mai câștigă încă un mic fight, aș spune. Un pic de noroc acolo pe Noutel că a apucat să dea ultimata, a făcut și level. Fix atunci făcut S6. Așa e când se aliniază astrele. Și când și-a dat seama, s-a dus foarte fericit înspre Loda să apese acolo pe râs să facă kill. Bine jucat. Da, arată bine Fnatic, chiar vor să se ducă la Jönköping, la Dreamhack Summer. Acolo se ține, nu? Mă, sincer să fiu, nu mai țin minte exact. Nu știu dacă... Cred că la Jönköping, da. Nu știu dacă și-au mutat sediul în Stockholm sau ceva. Știu că ultima dată acolo era. Oricum, arată bine până acum. Nu e terminat jocul, desigur. Loda a farmat o grămadă, are 104 creepi și poate să întoarcă meciul în orice clipă. Am mai văzut ieri un Phantom Assassin de la Eternal Envy care de la un punct încolo pur și simplu distrugea tot în jurul lui. Oricum au o sinergie bună și acolo, că dacă prinde un RP cum trebuie și reușește să dea un empower pe Loda, nu mă imaginează-ți atunci când o să sară o criticală cât damage o să reușească să dea în toți eroi adversi prinși acolo. Oh, și-a luat ceva damage era acolo, dar încă are armletul ăla, nu și l-a activat. Și vine Surge, oare o să sară? Surge, a luat stand de la Admiral Bulldog, bine jucat acolo să oprească inițierea. Bă, că Hani a zis să se ducă jos să facă un pic de push. Uite că a luat acolo turnul, a reușit să facă deny. Nu prea-i convine lui Loda. Da. 6-2 în minutul 17. Să ne uităm la niște grafice că au picat câteva turnuri. 3000 gold pentru Fnatic și când vine vorba de XP, ceva mai mult de 1000. Dar din ce am văzut până acum, arată bine coordonarea echipei, arată bine mișcarea pe hartă și asta contează cel mai mult în meciul de Dota. Nu, adevărul că Lions au failat un pic acolo sus, nu au reușit să apere cum trebuie și probabil, nu știu, cred că vina lui S4 e acolo ce s-a întâmplat, că au pierdut bătălia aia pe care mon normal trebuia să o câștige. Sunt de acord, dacă ar fi dat skewer-ul puțin mai devreme, fix după RP, să-i trimită undeva mai în spate, să-i distanțeze de restul eroilor de la Fnatic, aproape sigur ar fi reușit să câștige acolo. Dar a așteptat, nu știu sigur ce, dar a așteptat ceva și s-a dovedit a fi fatal. Și era se îndreaptă spre sus, este aici și Noutel l-a dus acolo de către Fly, doar că Loda se dă foarte rapid în spate. A ward-ul ăsta foarte bine pus și de la Fnatic, dar momentan a fost folositor doar ca să-l vadă pe Loda retrăgându-se și mai au încă un ward agresiv aici, uite. Și S4 de
dorește foarte, foarte tare să prindă pe cineva. Trixie e tras acolo de EGM, vine acum și mana burn și pur și simplu nu are, nu are timp să facă ceva acolo. N-a apucat să dea nici măcar mecansmul. Și toți eroii de la, de la Lion sunt mid acum. Cred că vor să, să încerce un push. Încă au RP-ul ăla lui S4, care e un pic sneaky, se duce, vrea ca să-i surprindă prin spate. Are și sticluță cu iluzie și uite că totuși își dă TP jos. Poate îl vrea pe Hani? E posibil să-l vrea pe Hani. Vine cu TP la turn. Împreună ar putea să-l, să-l dărâme pe Morphling. Dar e și no-tail aici, să vedem. A sărit Loda după no-tail, dă acolo o fisură, dă și un enchant, tot îmi fuge și prinde pe amândoi. Incredibil, S4 a găsit range-ul perfect ca să dea pe amândoi acolo RP-ul. Hani scapă, se duce în, în, nu în pădure dacă scapă, acolo. Fii atent că sare după el acolo Loda, dar vine Trixie să îl vindece nițel și eventual să-i dea și un search. Timp în care Era lucrează la turnul la sus. Un singur kill, deci, pentru cei de la Lions, cu toate că jocul lui S4 a fost foarte, foarte frumos. A prins, a găsit exact poziția cât să-i prindă pe amândoi în RP, cu toate că erau la un range foarte mare unul de celălalt. Știe S4 să... riscant ce face Era acolo, încearcă să ia turnul și ia foarte mult damage, îi crește acolo attack speed și uite că totuși, pare o să apuce acolo, Ache să-l prindă, nu? Ar fi putut să încerce să se ducă înspre. S4 a venit cu un dagger, dar Fnatic s-au retras de mult. Cred că și uitase armele tu activate, era că nu primea heal și... mă rog. 6 la 4, mai reușesc cei de la Alliance să, să găsească niște kill-uri pe hartă, dar... îmi place mult ce văd la Fnatic în momentul acesta. Joacă și neconvențional. E, e normal să-ți placă. Bulldog jos are 1800 gold. Vrea și el să-și facă acel dagger și nu lasă Hani să facă chiar ce dorește. Uite că și-a dat acolo carapace și acum fuge de creep-ul ăla cu Iron Shell. E greu să intre în ei pentru că au și Shaker, au și Keeper of the Light și trebuie să surprinzi cumva, să intri cu un smoke, să nu-l vadă niciodată pe S4 unde se află ca să poată să prindă și el un RP pe măcar 2 inch când începe bătălia. Cred că se dau foarte multe pinguri. Era și-a găsit un centaur prin pădure. L-a luat cu dominatorul și acum se pun la push pe mid. Dar e poziționat acolo S4, are RP-ul. O să aștepte să nu mai aibă el foarte multă viață și probabil atunci o, să, o să-i salte pe amândoi. Cum mai este nițel? Ia să vedem, și-a dezactivat armele tu Era. E destul de low, dar nu vrea S4 încă. Primește surge acolo Era. Nu mai poate să sară acum că și-a luat damage-ul. Mai stă nițel. Oh, încă puțin, încă puțin, încă puțin. Vine armura de copac pe turn și nu... S4 într-un final, nu folosește RP-ul. Și a dat acolo IGM și stun-ul. Nu au vrut să dea RP-ul pe Era și acesta încă o duce destul de bine cu HP-ul. Vine un Illuminate, Ache e foarte low. Continuă chase-ul, Hani se va duce după Ache în timp ce restul echipei de la Fnatic se retrag. Sare acolo S4, prinde 2 în RP, Trixie și Fly sunt foarte low, dar Era începe să dea bucăți foarte low acolo. Prinde până la urmă stanul Admiral Bulldog și l-omoară pe Fly, în timp ce nimeni de la Alliance nu e în pericol de moarte. Și oare o să sară Loda acolo, a dat un cuțitaș și S4, da, cred că îl vrea acolo pe Era, îl trage înapoi, foarte bine jucat, doar că acesta face mult prea mult damage. Loda reușește totuși să vină acolo și să termine treaba. A venit un crit imens și apoi vine de la, de la Darkseer, Wall, Vacuum. Vine și un stand de la Notel, dar nu e de ajuns. Loda pare invincibil în momentul ăsta. Dă Notel ultimata, ia foarte mult damage. Hani se pune pe Loda, mai trebuie încă o bucată. Și l-o moare în cele din urmă, moare și Trixie. Să vedem dacă va reuși să scape Hani de aici. Mai e doar el alături de Fly. Fly se îndreaptă în, în direcția fight-ului. Hani încearcă aici să scape și dă waveform și pare că o să scape. Ratează acolo Admiral Bulldog Impale-ul. Oh, ce bătălie. A durat vreo 3 minute. Exact asta e problema cu Scarul. Ai văzut cum l-a văzut cu low HP, cum a sărit în el Loda și cât de repede a putut să moară. Într-adevăr. E bun Huscarul, fiindcă are magic resistul acela când e low HP, dar în fața unui PA, când acesta prinde un crit pe tine, începe să te cam doar. Trebuie să se gândească la o soluție cei de la Fnatic. Ori să se poziționeze de fiecare dată Huscar atât de bine încât să fie departe de Loda, ceea ce
incredibil de greu, fiindcă acesta are blink, are slow, are tot ce are nevoie. Or să, eu știu, poate un Goceptor ar fi o soluție. Văd că și-a luat River. Deci are nevoie Satanic de sau Tarrasque? Greu de zis, pentru că ambele iteme funcționează excepțional pe acest rog. Probabil, nu știu, eu personal aș face un Tarrasque în acest moment, pentru că există posibilitatea să nu prinzi fereastra aia în care să reușești să furi viață. Ai și Magnus, ai și Rubik, tu nu ai imunitate la magie, l-ai și pe Lota care dă foarte mult damage. Senzația mea că ar trebui să mergi întâi pe Tarrasque și după aia să-ți faci Satanicul. Dar na, acum depinde cum dorești să dispuți bătaia, că la urma urmei dacă ai încredere foarte mare în Notel că o să reușească să te salveze sau să fie acolo eventual și Trixie cu Dark Seer-ul, vezi că și Satanicul e excepțional. Dacă ar fi avut și Notel un Blink Dagger acum. Problema e că dacă te vindeci mult prea repede, dai prea puțin damage, nu profiți de acea pasivă. E cu duș și întors Uscaru. De asta nu prea e jucat. E într-adevăr un erou ciudat. Notel iarăși croiește drum prin pădure, nu știu exact ce caută cu Earthshaker-ul. Da, îi place foarte mult erou ăsta. Ar vrea un pic de Roshan, părerea mea. Uite că se strânge lumea. E minutul 25, 8-7 pentru Alliance, dar dacă ne uităm la grafice, Fnatic sunt puțin în față, cam cu 1000 gold. Și când vine vorba de XP, e uite că Alliance au câștigat ultimele fight-uri, 5000 XP în față. Și era și a terminat Satanicul, cred că o să se bage totuși Roshan. Ah, uite că a venit răspunsul la întrebare. A venit și răspunsul, da. Da, eu știu, mă rog, în afară de faptul că că poți să activezi Satanicul, îți dă și 25% life steal tot timpul și e destul de bine. Și a trecut acolo pe lângă Sentry, Admiral Bulldog, să vedem, primește armură de la Tran și reușește să se retragă, nu e nevoie să-și folosească spike chiar pe sâncile din urmă. Uite că se duce să apere sus acolo Honey, dar probabil o să mai zăbovească doar ca să-l aducă Fly înapoi. Între timp, PS4, vrea să împing aici. Uite ce schemă la Roshan, a blocat cu fisura și îl lasă pe era să dea lovitul pe la distanță. Între timp, uite-te nițel, Honey reușește să dea foarte mult damage acolo în Loda, dar nu e suficient. Se vindecă destul de repede atunci când dă criticală. Opa, S4 e în invizibilitate, l-au văzut acolo că este un sentry, dar nu știu dacă mai iau pe ei încă să mai pună ce. Uite că tot mai a pus un sentry fly, a reușit să-i dea acolo un hit, vine și fisura și nu cred că o să reușească să mai dea RP-ul. A încercat acolo să dea skill-ul, dar s-a blocat Roshan în fisură, ceva a fost dubios acolo. Da, au dat tot ce au avut pe S4 și cred că a meritat, fiindcă or să ia Roshan acum fără nicio problemă. Loda între timp scoate și el ce poate din faza asta, o să iau un tur sus. Își dorește foarte tare pe KP-ul ăla și nu mai are foarte mult până când să-l pună pe el. Îi mai trebuie 300 gold. Destul de greu mare Roshan. Te-ai aștepta cu un Huskar așa farmat să-l rezolve mult mai repede. Ai văzut vreodată descrierea de la Burning Spear? You are on fire! Scris cu caps. Taking periodic damage. Era pe Huskar mai devreme. Nu știu dacă așa scrie mereu. Stai că Honey e singur aici sus. Au sărit Loda și Admiral Bulldog. Prea mult stun și Honey nu mai are mana să-și dea acolo waveform-ul. Pică în cele din urmă, dar au reușit să ia Aegis-ul între timp cei de la Fnatic. Eu știu dacă a meritat acest schimb, că totuși o să pierdă și turnul, le-a murit și Honey, care este o componentă importantă acum în mid-game și ne ducem înspre late deja. Și deja are și BKB-ul, Loda. Încep să vină itemele pentru și graficul e pe 0 în momentul ăsta. X pe 0 la Bennett. La XP, tot așa vreo 5000 pentru Alliance. O, S4 are RP-ul și s-ar putea să ia prin surprindere acolo, sau e un ward, nu? E a ward ăsta aici. Sunt acolo, e o portiță. Toată lumea vede ce se întâmplă pe acea stâncă. Trixie tocmai are dagger-ul. Oare o să vedem un wombo combo în curând? Era se duce în față, de-abia așteaptă să fie săltat. Și se dau acolo niște ping-uri. Pune sentry jos, Ake, o să fac aici niște dewarding. Îl văd pe Notel, sare AGM, sare și Admiral Bulldog. Vin stun-urile, vine RP-ul mare pe Notel și pe Trixie. Nu apucă acolo mecanismul, Trixie pică, apucă să arunce wall-ul măcar. Două BKB-uri activate, S4 și Loda, dar Magnusul până la urmă va pica.
Cred că a fost totuși un schimb bun pentru Lens. A reușit să ia turnul. L-a omorât și pe Darkseer, da. Să-l omorât și pe Darkseer. Le-a mers cum trebuie acolo. Uleu, Loda tocmai a găsit un DD. Oare o să încerce ceva acum rapid? Are deja și level 16, 3 puncte în cup de gra. Era... Uleu, era crit, să vedem Dumnezeule crit. Cum l-a dat jos acolo. Deci vine a scăzut TP-ul. Jumătate de HP cu critul acela și o să continue aici. Era se duce, Loda se duce după Nautil, primește totuși stand, dă și ultimata Nautil, dar sare foarte bine Admiral Bulldog și fură și dă acolo stand. Nu știu ce a reușit acolo să fure, să fure Rubik. Cred că a luat chiar Echo Slam. Loda distruge totul cu DT-ul acela, dar până la urmă pică Loda. L-am urât, deci chiar mă uitam pe el. L-am urât fiind dintr-o bucată acolo. N-a apucat Hani să-i dea Adaptive Strike. Oh, Dumnezeule. Doamne, cât de amuzant e Hani. Nautil, mă scuze. Da, what the fuck, man. Mă, adevărul că a sărit în ea și pur și simplu avea toată viața aia, s-a dus așa dintr-un shot. Ai un deja vu de ieri cu meciurile acestea ale lui, ale celor de la Lion, ale celor de la Fnatic. Par așa exact în stilul celor de ieri. Durează mult, sunt foarte echilibrate. Ambele echipe dau tot ce au mai bun ca să câștige. Opa, l-a saltat acolo Nautil, la foarte rapid își de pe KBOS 4 și nu cred că o să continue chase-ul. A venit era și s-a tirat rapid Magnusul. E greu de zis că vedem iteme utile în ambele echipe. Avem 3 daggere acolo pentru Alliance. Poate acolo o să conteze mai mult pentru că și e gâmă acum pe Rubik care ce-i trebuie. Dar în partea aia avem dagger pe Trixie, dagger pe Nautil și Aghanim pe Fly. Iar Hani împreună cu Era e destul de clar că poate să ofere foarte, foarte mult damage. Într-adevăr, cred că o să conteze mult de următoarele fight-uri, de cum o să-și folosească BKB-urile Loda și S4. La. Să nu le dea prea repede, să le dea match-ul prea târziu. Senzația mea e că... Să fie foarte la limită. Alliance câștigă teritoriu în bătăliile 5 la 5, pentru că Egon deja are foarte, foarte mult farm, are acel ultimate orb și cred că o să încerce un hex la un moment dat, are deja dagger-ul, o să conteze și ce ultimată fură. Au un mic avantaj, părerea mea. Mai ales că Loda nu prea poate să fie oprit de nimeni în partea island, adică în momentul în care își activează BKB-ul și sare în cineva, dacă nu ai Ghost Scepter, pur și simplu nu ai ce să faci. Într-adevăr. Avem smoke pentru Alliance, avem smoke pentru Fnatic. La un moment dat ceva tot o să se întâmple. Bulldog în Vendetta și îl vedea acolo pe Hani, care tocmai și-a folosit waveform-ul, dar aparent nu se vor duce după el. Cred că o să fie o bătaie 5 la 5 pentru că se strânge mult prea multă lume. Hani s-a dus până în bază, probabil o să fie adus de Fly aici și cred că o să vedem următoarea bătaie în curând. Chestia e că Nautil are Blink Dagger, are ultimata. Oh, a sărit lo! Acolo după Loda, a vrut neapărat să-l prindă și a dat BKB-ul. Loda era, nu a apucat să dea niciun pic de damage. Sar criturile în era care nu a, cred că va supraviețui fazei. Vine acolo un vacuum foarte bun, își activează acolo satanicul, dar nu apucă să atace era, fiindcă vine ultimata lui Ake. Să vedem, acum are spațiu era și a începe să care bucăza. Sare S4 acolo cu un RP mare, îl duce în spate. Era e încă în viață, nu vine să cred, nu are cine să-l bată. Cât timp nu dă Loda în el, nu ai cum să-l bați pe Era și uite cum cară bucăți, se vindecă, dă iară ultimata. Era distruge echipa de la Lions, 4 morți și Huskar a făcut toată treaba. Mă rog, hai să nu exagerăm, dar m-am uitat la el tot timpul. Nu putea să-l omoare, cât timp nu era Loda acolo să-l atace, nu avea cine să-l distrugă pe Era. Da. Măi, știi ce mi s-a părut mie ciudat la bătălia asta? Că Loda a sărit în el și la un moment dat a refuzat să-l mai atace când avea foarte, foarte puțin HP. Și pentru moment am avut senzația că cineva în partea cealaltă a avut să-i dea disarm. Dar mă uit, nu a avut nimeni. Adică pur și simplu, cred că s-a speriat, n-a știu ce să facă. Oare a ezitat acolo light? Și n-am fost noi foarte atenți. Cred că da, cred că blinding că light și, a fost. Și eu l-am văzut pe Loda stând o clipă să nu-l atace. Nu mi-am dat seama dacă avea BKB-ul activat și o loc a sărit acolo după S4. A sărit și a dat skewer în același timp, a fost o mecanică destul de ciudată. Era puțin cam prea în față, are satanicul de pe cooldown, dar să vedem dacă se va întoarce să se bată cu ei. Momentan nu, se retrag. Se naște Loda încă. Hani vrea să ia barăcile mălii, dar pare că se va da înapoi și el.
Și uite că totuși îl urmărește acolo, e S4. Skewer în 5 secunde, dar și Hani o să aibă waveform-ul. Și oare o să-l salte? E chemat acolo Hani, dar și-a luat damage. Până la urmă dă o fisură, își dă waveform și scapă din pericol. Da. Are și asalt cu Iras acum era. Dacă te uiți la grafic, îți dai seama că acum a decurs meciul. Cu swish-uri și coborâșuri. Din nou acum Fnatic au avantaj la bani. Nu foarte mult, ce-ai drept. Și de altfel și la experiență. Da. Chestia e că încep să vină itemele importante pentru Fnatic. Hani are Skadi în momentul ăsta, un item extraordinar de bun împotriva lui Loda. Chiar dacă are BKB-ul activat, Skadi îți va da slow. Foarte bună alegere pentru Hani. Primește și o grămadă de stats-uri. În același timp era și a terminat asalt cu Irasul. Da. I-au bătut și ieri cei de la Fnatic pe cei de la Alliance, dacă nu mă înșel, am avut fix meciul ăsta. Pare că o să continuăm în același ritm. De data asta fără Tiny. De data asta cu Huskar. Nu, nu te înșel, nu știi că venea, era Loda cu Luna și venea Tiny și lua la întrebări. Așa, da. Așa. Deci chiar... Ai memoria bună. De localizarea pe hard disk e mai greu, dar a fost totuși 6 meciuri. Surprinzător e că turnul ăsta de jos e încă în viață, o să cadă probabil. Asta înseamnă să ai Trent în echipă. Îți ține turnurile în viață destul de mult dacă te chinui să le iei. Nu știu, după fight-ul trecut începe să-mi fie teamă pentru cei de la Alliance. Cât a putut să supraviețuiască era acolo. Oare o să schimbe metagame-ul? Oare o să vedem mai mult Huskar? Nu știu ce să zic, adică nu e atât de terifiant cum a fost jucat. Alliance a făcut și multe greșeli și, na, dacă ai Huskar și reușești să faci și frag-uri, mamă, cât damage-i dă acolo Hani și s-ar putea să încerce să se ducă după el, primește armura și uite că vine RP-ul, Dumnezeule, Hani nu mai are foarte multă viață, îl trage acolo, oare o să scape? Scapă, nu vine să cred că a apucat acolo să morfeze înainte să înceapă scandalul. Și cum o să se apere Alliance acum, pentru că nu mai au RP-ul ăla și sunt deja în bază Fnatic. Loda nu are TP. Loda nu are TP și cred că o să ia cel puțin turnul aici, fiindcă Phantom Assassin e nevoit să meargă. Nu știu dacă cei de la Fnatic știau de chestia asta, dar s-ar putea să ia chiar și barăcile mălii. Nu au nici RP să apere, n-au nici ultimată de Treant, au dat tot ce aveau după Hani și n-au reușit să-l omoare acolo. A ajuns în cele din urmă Loda. E foarte greu să intre acolo, uite că totuși vrea să prindă pe cineva și... A sărit în față Notel și Vacuum Wall. Vine și S4 acolo cu un skewer, dar nu are RP. Era e încă în picioare și încară bucăți. Trix încearcă să scape și pare că o să reușească. Și Era se întoarce la barăci. Mai trage de timp acolo Notel și... Oare o să reușească? Da, cred că totuși o să reușească. Dar îl prinde acolo, fii atent, Era reușește. Avem să reziste pe Era în viață și în continuu, Dumnezeule, până într-un final ce crapă și Loda începe să vâneze acum din cei de la Fnatic. Fly pur și simplu s-a stins foarte repede. Notel acum o să fie și el următoarea victimă. Și dar uite cu care bucăți, Dumnezeule. L-a luat pe Bulldog înainte să pice Notel. Wow, dar, 4 eroi morți de la Fnatic la bătălia asta. Și triple kill pentru Loda. Într-adevăr, dacă are spațiu Phantom Assassin-ul când se pune pe suporții de la Fnatic, îi distruge instant. Vorba lui Notel, Loda, what the fuck, man. Mă, dar totuși l-au dat baraca de melee jos, adică... Mă rog, poate nu ai vrea să-ți moară chiar toată echipa, dar dacă ne uităm la Bennett, Fnatic sunt totuși în avantaj. Adică, la urma urmei, poate merită să faci schimbul ăsta. Chiar dacă le-ai dat un pic de experiență în plus. Da, la XP deja sunt în față cei de la Alliance. Asta dacă nu cumva o să pierzi și Roșanu destul de rapid. Că... Bă, că intră securea aia în el. Nu cred că o să-și dea buyback. Era. Măcar nu cred că au ward să știe că s-au băgat aici. Da, asta s-ar putea să fie momentul cel mai important al meciului, fiindcă Loda cu un Aegis o să fie greu de omor de pe ori. Da. Era doar un refugiu. Dar au dat ceva acolo după Darkseer. 17-16 în minutul 38. Cei de la Fnatic puțin în avantaj au o baracă mălii în față, dar jocul nu e nici pe departe terminat, fiindcă Loda e pe Phantom Assassin și e aproape 6 loot, doamne. Dar era un stack acolo, mureau toți din două bucăți.
Eu încă susțin că Lions au avantajul, mai ales că acum au terminat acel Monkey King Bar. Am omis acolo să ne gândim că Keeper of the Light o să reușească cu acel Blinding Light să-l mai țină pe Huskar în viață, dar că acum și cu BKB și cu Monkey King Bar nu prea văd cum poate să îl mai salveze. Nu știu dacă are cineva force staff pentru echipa Fnatic, ia să-i ne uităm nițel, nu? N-are nimeni force staff. Deci dacă nu cumva Shaker-ul reușește să mai tragă de timp cu o fisură încât să mai trăiască Loda să sară încă o dată. Când o să-l prindă pe era, nu cred că o să mai reușească el să supraviețuiască doar din fura viață. Dacă își dă un heal, dacă își activează satanicul, s-ar putea să... Loda are și Aegis și cred că după ce o să-l piardă, o să-și facă un basher. Dacă reușește să pună și Abyssala, nu văd cine mai poate să-l oprească. Să fie aproape 6-locul. După Abyssal mai vine un satanic pentru Loda și poate un Mjolnir mai încolo, dar cred că doar cu Abyssal o să termine jocul Loda. Și EGM are 2500 gold, are deja orb-ul, se apropie vertiginos de acel Hex. Hex important, având în vedere faptul că Huskar nu are BKB. O, deja a venit satanicul pentru Loda. Înainte de Basher, înainte de Abyssal. Oricum n-ar fi avut loc să-l pună, nu e o alegere rea, pentru că trebuie să folosească da. Acum are 25% lifesteal tot timpul, când îl activează mai are 175% pentru 3 secunde dacă prinde un crit. Deci încarcă viața mai mult decât full. Deci da. Un match cu dus și întors. Să vedem ce vor face cei de la Fnatic. Sunt curios dacă o să apeleze la strategii de split push, fiindcă au totuși jos mai e o baracă range care nu are turn. Și în același timp sus avem două barăci deschise acolo, fără apărare. Au Keeper of the Light, au Morphling, ar putea încerca să facă niște rat Dota chiar împotriva celor de la Alliance. Au Tepolo, dar cum stă acolo sus? Așteaptă să vină. N-are unde să care TP și cred că nu vrea să fie prins ca data trecută pe drum, să piardă baracă degeaba. Mai bine stă la defense. S-ar putea să fie nevoie de Boots of Travel următorul item pentru Loda. E liniște pe hartă momentan. Păi, Fnatic nu vor să se bată, n-ai de ce să încerci acum când știi că Loda încă are acel Aegis. Plus că au foarte mulți bani cei de la Fnatic, adică în curând cred că o să vedem Hex-uri și pe ei, pentru că Trixie are acel Orbel și 3600 gold. Iar Kotl are și el Orb. Ultimate Orb, da. Și 1000 gold, poate chiar a venit Hex-ul pe Trixie. Dacă acum se mai prelungește match-ul, senzația mea e că cine o să dea primul Hex și o să-l dea cum trebuie, cam ăla o să câștige fight-ul. Pentru că dacă cumva îl prinde pe Loda înainte să apuce pe KB-ul, e destul de clar ce o să se întâmple. Și în partea cealaltă la fel. Uite, Trixie deja are Hex-ul în acest moment. Da. Nu mai are buyback, dar poate nici nu-i trebuie. Asta e frumusețea Dotei în... Când treci așa de minutul 40, orice mic pas, orice mică greșeală, orice vrajă dată prost se simte extraordinar de mult. Dar asta e un joc destul de greu de învățat, fiindcă te pedepsește când greșești, te pedepsește foarte rău. Să vedem că au venit niște smoke-uri pentru cei de la Fnatic. Nu știu dacă vor să plece la vânătoare. Cred că a mai venit un force staff pe Nyx acolo, dacă nu mă înșel. Îl cumpărase mai devreme, da, într-adevăr. Au două acum, are și Aki. Uite-l pe EGM, are și Gem, are și Oiță. Cine pe cine acum? Hani e departe de casă, nu are nici replicate pregătit, dar a făcut un push destul de mare aici jos. În momentul ăsta probabil cel mai important item în jos e un smoke. Un smoke dat cum trebuie în acest moment, să nu știe echipa adversă de unde vine primejdea. Și se lasă cu Team Wipe. Lovește Loda atât de tare. Cred că o să-l vadă pe era sus acolo, fii atent S4, s-ar putea să-l salte și e cum acolo, ia ce-a furat. Ultimată. Da.
Outei l-a prins acolo, vine RP-ul pe 2, dar era e liber și apucă să care bucăți NiGM. Vine și un skewer prins și aici pe picior găsit cei de la Fnatic. Era foarte, foarte low, dar uite că apucă să dea bucăți și acolo Bash. Și-a luat, și-a luat stun de la Spike pe și până la urmă pică era Trixie, n-are buyback. Să-i vedem pe Fnatic cum o să se apere aici. Foarte bine așteptat acolo S4, a făcut o greșeală că l-au luat pe Ekumă, pentru că au intrat în el și Magnusul a putut să facă ce știe el mai bine, să facă counter. Era, are buyback, dar restul nu au. L-ai și-a luat acolo stand de la Spike Elfes, dar era puțin cam prea departe și pare că nu vrea să-și dea buyback Huskarul. Acum aș dă, după ce pică turnul. Te vine Blinding, Blinding Light. Light. Ai văzut că nu merge să dea încredire după ce și-l ia, chiar dacă are MKB-ul. Clădirea e un pic mai altfel. Nevoie să se retragă cei de la Alliance, iar e un push jos. Și da, încă sunt în avantaj strategic, să spunem, cei de la Fnatic au o baracă în față, dar pare că încep să piardă teren destul de mult. În schimb, dacă te uiți pe grafice, banii nu se simt, dar dacă cumva apeși experiența acolo o să fii uimit de cât 12.000 în plus au acolo băieții de la Alliance. Au câștigat fighturile astea mai recente și se simte. Lodava că a făcut travel. Sunt în smoke. Și s-ar putea să se întâlnească cu el. Sunt în smoke, no tail, sare direct cu ultimata, vine în constant, vine Hex-ul înainte să-și dea pe KB-ul Loda și ăsta s-ar putea să fie un kill foarte important. Loda are buyback. Are buyback. Dar oricum l-a prins în offside și o să mai dureze până apare și Roșanu. A sărit instant no tail cu ultimata, nici n-a stat pe gânduri. N-asta să dea enchant, totem sau fisura, are cast animation prea mare. Ultimata vine instant, n-ai timp să faci nimica. Și apoi imediat Hex-ul de la Trixie. Da, uite că fix ce ziceai de smoke. Nu a fost un 5-5, dar a venit un kill important pentru Fnatic. Și continuă push-ul pe mid. Ultimul turn din afara bazei pentru ambele echipe. Eggman n-a furat nimic acolo. Am crezut că se apropie să ciordească o magie. Cred că totuși se păstrează pentru ceva anume. S4 încearcă un push sus, iar cei de la Fnatic dau ping pe turn. Păi pe n-are niciun sens să se întoarcă în momentul ăsta. Mai sunt 23 de secunde până când o să vină și Loda. De ce ai vrea să te bați fără el? Și uite că totuși a ajuns până chiar în bază și cred că o să dea baraca de range. Baraca range cel puțin, s-ar putea să o ia și pe cea de Măli. Vin TP-urile, își dă BKB, S4 știe că nu are cine să-l oprească din BKB. De acolo ultimata era să-l alerge și o să pice S4 și n-a luat nici baraca range. Nu știu ce a făcut S4 acolo, ar fi avut timp să-și dea dagger-ul de mult, să-și dea și skewer. În momentul în care a văzut glyph-ul trebuia să se retragă. O fi puțin adormit acum la meciul ăsta, că e doar primul meci și e destul de devreme. E o oră la care meciurile de Dota nu se joacă. Meciurile de Dota de obicei se joacă seara. Ar putea conta și factorul acesta. Avem încă un smoke, să vedem dacă va fi prins iar Loda pe picior greșit, dar de data asta sunt aproape cei de la Trixie acolo, dar apucă BKB-ul și începe să-l ia la bucăți. Foarte bine vine și Admiral Bulldog, reușește să dea impale-ul și pur și simplu nu apucă să dea ceva acolo. Era și-a luat o iță și uite că reușește totuși acolo în hotel să mai tragă de timp pe Loda. Loda aici începe să care bucăți, prinde un crit pe Notel care are însă regen în battle, se dă puțin în spate și activează regenul. Era versus Loda 1-1, să vedem cine câștigă. Era și mai ia un standard, până la urmă sare Notel. Cei de la Alliance sunt în genunchi și s-ar putea ca Fnatic să termine jocul în momentul ăsta. Mi-a plăcut de S4 acolo, se băgase nițel în copăcei, doar că a realizat că e singur. Nu știu, Loda, să vedem dacă are buyback în schimb. Ar trebui că nu și l-a dat mai devreme. Ar putea să întoarcă fight-ul dacă cumva îi prinde pe toți la un loc. Uite că s-a și cumpărat. Da, buyback. Are buyback și Bulldog. Și da, ping-ul la Roșan. Oare o să se ducă după el acolo? Nu riscă nimic. Sunt doar doi eroi. Doar doi eroi pentru Alliance care ar putea să încerce să fure Roșanul. Chestia e că încă nu a înviat. Mai are foarte puțin. Dar nu știu ce de la Fnatic cam cât mai durează.
A venit MKB-ul pentru Huskar și uite, Pietrosu e în picioare. Loda se duce în direcția aia, tocmai și-a dat buyback. Dacă va fi prins aici cu Hex, Loda s-ar putea să piardă în momentul ăsta jocul pentru Alliance. Prins pe picior greșit, nu știu ce căuta aici, departe de casă. Pot lua Roșanu în momentul ăsta cel la Fnatic, pot lua Barăci. Și pare că vor să se ducă la push. Da. Nu mai are buyback Loda. Fără el o să fie mult prea greu să apere. Și uite că l-a tras acolo totuși pe Admiral Bulldog, reușește să-și dea vendeta. Dar S4 împinge acolo linia de sus, cineva trebuie să se teleporteze dacă vrea să o apere. Văd că se duce în hotel așa, ieși în invizibilitate. Și nu s-o dea mai repede. A picat bara cam range de jos. Ulu, damage și azi 4 sus acolo, Hani îl ia la întrebări. Și uite că totuși a sărit Notel, reușește să mai tragă un pic de timp. Și ache Dumnezeule cum intră bucățile alea de Morphling în el. Reușește să se ascundă, dar era, văd că deja se duce să dea sus acolo baraca de mele. A sărit Notel cu ultimată să-l distrugă acolo pe Trant. Era s-a dus după barăcile de sus. Cred că pur și simplu nu-i mai pasă în momentul ăsta, da, atac acolo pe clădire și două Fnatic părți sunt, scoase. Sunt cu un picior pe victorie. 30 de secunde până învie Loda. Nu cred că e îndeajuns la cât de repede era și Hani. Nu vorbesc să se ducă după eroi. Sare Trix în față, pune wall-ul, dă un Hex, să vedem, a dat și Vacuum, S4, ia foarte mult damage, dar dă un RP bun. Vine Vacuum de la EGM. Dar nu e îndeajuns, doar i-au speriat pe cei de la Fnatic, fiindcă nu e damage-ul aici fără Loda, nu e damage. Era, acum o să ia și ultima baracă, Mega Creep pentru Fnatic, e foarte greu să revii de la Mega Creep. Era o statistică la un moment dat, cam 0,20 și ceva la sută din echipe reușe să revină după Mega Creep. Ia să vedem. Bulldog gânează aici, prinde un stun pe Era. Nu știu dacă pe Era ai vrea să-l prinzi. E Hex-ul de la EGM. Să vedem dacă pică aici Huskarul, s-ar putea să fie un kill important. Are totuși buyback, își activează acolo Satanicul și începe să se ia cu Loda la bucăți. Trei oameni dau în Era și acesta nu pică. E încă Satanic în picioare, versus dar Satanic, dar în cele din urmă numărul a contat mult mai mult acolo. Și are buyback. Are buyback în momentul ăsta. Mă uitam că atunci când au atacat nu putea să se cumpere, da. Cei de la Fnatic trebuie să se ducă să forțeze mid în momentul ăsta. Nu poți să stai prea mult împotriva la Mega Creep, fiindcă ușor Notel probabil o să dea aici o șosea din aia românească să mai tragă un pic de timp. Uite cum vine, nu-l lasă să se bage. Și mai stau timp în care Trixie, văd că a împins acolo, dar Ache s-a dus să apere. La ceva de angel de acolo. Se întoarce Trixie, vine și Glyph-ul, nu vor să piardă nimic. Nu știu de ce nu-și dă buyback Era în momentul ăsta. Sare acolo Notel cu ultimată imensă. Loda ia foarte mult damage, Era și-a dat buyback și se apropie de fight. Dar Loda dă acolo bucăți, să vedem. Notel mai apucă încă un stun, Loda așa foarte mult damage, mai apucă încă un blink. Era se duce și dă ultimata în Loda care avea 100 HP. Încă două bucăți lui Bulldog. Trei morți de la Alliance și Era continuă chase-ul aici după EGM, care are totuși blink. Și vine GG-ul. Vine GG-ul în sfârșit, da. Fnatic arată bine, a doua victorie cu împotriva celor de la Alliance. Și s-ar putea să se califice și s-ar putea ca Navi să rămână acasă dacă Fnatic joacă în continuare atât de bine, să nu prindă Dreamhack Summer.